Bine v-am regăsit! În clipul de astăzi o să fac o despachetare, o prezentare și o probă la cositoarea electrică de la Makita, modelul DUR181Z. Z-ul din capăt înseamnă că vine vândută fără acumulator și încărcător, însă eu am setul de 2 acumulatori și încărcătorul de la înfiletanta Makita. Și este posibil să mai primesc un alt acumulator de 5 amperi cadou de la Makita. Așa cum vă spuneam, este un trimmer pentru margini, în special l-am luat. Am pe lângă magazia din spate niște iarbă pe care nu pot să o tund cu mașina și mai mult pentru asta am luat acest trimmer. Asta a fost și ideea, să-l iau pe bază de acumulator, ca să nu mă duc cu prelungitorul până acolo. Plus de asta, cred că o să-l pot folosi și la tunderea ierbii pe care nu o cuprinde mașina de tuns, pe lângă garduri sau alei, pe lângă pomi, pe sub pufișuri. Exact ăsta a fost și scopul pentru care l-am achiziționat. Legat de acumulator, ei sunt din categoria LXT, așa cum vedeți că scrie și pe cutie, adică se potrivesc la toată gama de scule și unelte de la Makita, pe care vedem inscripționat acel logo LXT. Funcționează cu acumulatori din această gamă de 3, 4, 5 sau 6 amperi. Vine vândut în această cutie de carton. O să despachetez cutia, vom vedea ce se află înăuntru și pe urmă o să ne uităm mai atent la specificațiile tehnice și alte caracteristici pe care le are. Așadar, avem trimmerul propriu-zis. O să îl vedem mai în detaliu imediat. Apărătoarea este o apărătoare din plastic. Are aici o protecție pentru margine. Diametrul cu care taie firul este de 26 de centimetri. Această apărătoare ne protejează, de exemplu, dacă vrem să tăiem pe lângă o floare sau pe lângă un copăcel și nu vrem să-l tăiem cu firul. Aici mai are un cuțitel. Atunci când eliberăm firul din mosor și este prea lung, va lovi în acest cuțit și în felul ăsta dimensiunea firului de tăiere va rămâne totdeauna în parametri. Mai are mânerul suplimentar cu care ținem trimmerul, iar în această pungă avem un colac de fir pentru rezervă. Din câte îmi dau seama, este dintr-un nylon destul de gros. Șurubul pentru prinderea mânerului suplimentar și mai avem o curea pentru umăr.
Eliberarea firului de tăiere se poate face prin apăsarea acestui buton atunci când firul se rupe sau se tocește. Cu o simplă lovire a capului de pământ se eliberează firul și ulterior vine tăiat de către cuțitelul pentru delimitare și în felul ăsta alimentarea se face automat. Pe eticheta produsului vedem modelul DUR181. Putem vedea că diametrul firului este de 260 de mm, deci 26 de cm, așa cum vă spuneam și mai înainte. Motorul are o capacitate de 7800 de rotații pe minut și este un produs făcut în Germania, producție 2019. Poziția de tăiere se poate regla foarte simplu cu ajutorul acestui buton. Odată apăsat, eu pot să reglez capătul motorului în poziția la care am nevoie. De asemenea, mânerul suplimentar se poate regla foarte ușor cu ajutorul acestei piulițe din plastic. Odată desfiletată, pot să reglez ce unghi doresc să dau acestui mâner suplimentar. Ulterior voi strânge piulița și mânerul o să rămână fixat în poziția pe care am reglat-o. O altă funcție care îmi place foarte mult la acest trimmer este faptul că se poate prelungi sau se poate strânge cu ajutorul acestui șurub din plastic. Ne arată și sensul în care trebuie slăbit pentru a permite prelungirea trimmerului, iar odată slăbit acel mecanism, pot de asemenea să întorc capătul trimmerului la 360 de grade, de exemplu dacă am nevoie să tai în poziție verticală marginea unei alei. Este o funcție foarte utilă. Slotul pentru acumulator se află sub mâner, intră foarte ușor și, așa cum vă spuneam mai devreme, pot fi folosiți acumulatori din categoria LXT de 3, 4, 5 sau 6 amperi. Iar pentru acționarea mașinii trebuie mai întâi acționat comutatorul de siguranță situat în partea superioară a mânerului și mai apoi putem să acționăm întrerupătorul. Cureaua pentru umăr de asemenea este un accesoriu foarte binevenit în acest set. Se prinde foarte simplu de mânerul suplimentar și este foarte util atunci când se folosește mașina un timp mai îndelungat. Așadar, trimmerul nu este foarte complicat, destul de intuitiv. Are câteva funcții elementare care sunt foarte binevenite. Vreau să îi fac, bineînțeles, și o probă să văd cum se descurcă în iarbă și cam ce forță are alimentat de acumulatorul meu de 3 amperi de la înfiletanta Makita. Haideți să vedem niște teste.
După testele făcute, mă declar mulțumit de jucărie. Chiar dacă mosorul are o singură ieșire pentru fir, deci taie cu un singur fir, ați văzut, totul se descurcă destul de bine. Este ideal pentru lucrări de genul ăsta. Eu nu o să-l folosesc la tuns iarba, cum ați văzut în teste. Am vrut doar să fac o demonstrație cam cum funcționează. Va fi folosit în spațiile în care nu am acces cu mașina de tuns iarbă. Are forță destulă, este și confortabil, chiar dacă probabil nu o să folosesc acea curea de umăr. Mi este mai comod să-l folosesc fără. Aceea probabil o să-mi fie de folos dacă am o suprafață mai mare de tuns și ca să nu mi-o obosească mâna, o să mă ajut de curea, în schimb o să o folosesc și fără curea. Aș fi curios să văd autonomia acumulatorului la această mașină, dar pentru ce am eu nevoie, câteva bălării care cresc pe lângă magazie sau pe lângă gard unde nu pot să ajung cu mașina, cred că este suficient. Ca atare, sper că v-a plăcut acest clip. Până data viitoare, numai bine!